În momentul de față ne găsim în Elveția, executăm o construcție pentru un beneficiar român. Exact. Exact. Deci urmăriți-ne ca să vedeți cum am construit această casă. Veniți aici, băieți, toți. Deci îi avem pe toți băieții aici, nu vă văd, băgați-vă unul în dreapta, unul în stânga. Ok, deci case bune. Șase zile și casa ta este deja sus. Da. Îți vine să crezi? Îți imaginezi ce zic vecinii? Sunt vecini care au plecat în vacanță și când se întorc din vacanță au o casă în fața lor. La cum sunt dispuse casele, la cum văd aici, adică există spațiu suficient, spațiu necesar pentru fiecare ca să obțină lumină, să obțină umbră și să se trăiască în pace. Adică nu te ceri cu vecinul. Dar totul e reglementat de către stat. Inclusiv înălțimea, ai 6,50 m maxim pentru toți, toți la fel, nici măcar o excepție. A, chiar și tu? Da, chiar și eu. Perfect. Chiar dacă sunt român, nu am niciun fel de excepție. Mi se pare corect. Cât o vacanță s-a construit și casa. Corect. Asta este prima zi de montaj și după cum vedeți, deja perimetrul casei este închis. Acum vreau să vă prezint și echipa. El este Florin, de la Mediaș. De la Mediaș, da, deci român de-al nostru. El este Richard. Deci Richard, nu fără mișto, dar e român, nu? Ungur. Ungur, bine, tot cetățean român. Da. Ok. Iar el e maestru Bogdan. De la Bistrița. De la Bistrița, deci toți români. Costi, toată casa asta ai ridicat-o în 6 zile cu muncitorii. Dacă nu eram pe șantier, să văd eu că e adevărat, nu te credeam. Dar cred că din lateral, culorile. Dau din lateral sau de sus? Da, din lateral. Ba nu, Ricky, nu așa. Pui degetul în cum e acum și dai stânga-dreapta.
locuiește în Elveția și s-a hotărât să-și construiască o casă din celete. Corect. Cristi, de ce o casă din celete? Pentru că în momentul în care am avut proiectul, aveam mai multe posibilități și totuși m-a interesat foarte, foarte mult să văd ceva foarte bine făcut. Îmi trebuia o casă cu execuție precisă, dar în același timp cu un cost foarte mic de șantier, pentru că nu vreau să plătesc un cost de șantier de 3, 4, 5 luni. Și iarăși îmi trebuia să fie făcută neapărat din lemn. Trasăm în trei locuri, aici, acolo și acolo. Aici așa încă zero.